Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, astăzi 15 aprilie 2024. Se anunță o zi frumoasă, de mâine încep ploile. Așa, cel puțin suntem amenințați de meteorologi, așa că să profităm de ziua de astăzi cât se poate. Noi începem din nou o cafea cu un candidat pentru primăria Piatra Neamț, domnul Adrian Niță. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Domnul Niță vine din partea Partidului Social Democrat, deja este știut lucrul acesta. Eu vreau să vă spun că încercăm, cel puțin în perioada asta, ca cei candidații care își doresc la Piatra Neamț cel puțin, să-i avem pe rând, ca fiecare să-și poată expune cât mai mult din punctele sale de vedere privind campania, orașul, dezvoltarea lui, modul în care văd starea actuală, modul în care văd viitorul și tot așa. Asta ca să nu mai avem discuții că unul are sau nu are. Toți vor avea loc aici să își expună părerile și opiniile, bineînțeles într-un mod civilizat. Domnul Niță, bună dimineața încă o dată, bine ați venit. Vreau să vă întreb cu cât entuziasm ați parcat mașina în piață? Păi, în primul rând, m-am bucurat să ajut câțiva cetățeni care nu știau să folosească parcometrul. În al doilea rând, am constatat că nu funcționa decât pentru plata cu cardul, unul dintre ele. Și bucuria cu care întâmpină toți cei care vin să-și facă cumpărăturile în piața centrală, această măsură deosebită de a le percepe taxă pentru parcare. De altfel, piețele, atât cele de cartier cât și Piața Mare, așa cum am mai spus, în repetate rânduri, reprezintă unul din obiectivele principale ale campaniei noastre, pentru că atât comercianții din aceste piețe, cât și cetățenii municipiului Piatra Neamț trebuie să beneficieze de destinația, să spunem, pe care ar trebui să o aibă aceste locații. În momentul de față, Piața Mărăței este închisă, Piața Dărmănești arată mai rău decât arăta acum 4 ani, când actualii conducători de la primărie se filmau acolo și ne promiteau că o să o reabiliteze. Piața din Precista poate fi folosită în parametri doar câteva luni pe an, pentru că nu are decât acoperiș. Iar în Piața Mare toți comercianții se plâng de chiriile pe care le plătesc aici, facturile enorme la utilități, și îmi povesteau cel puțin cei de la carne că mulți dintre ei au trebuit să renunțe la aceste afaceri și au plecat chiar și din țară împreună cu familiile, pentru că în Piața Mare au plătit și 8.000 de lei pentru un spațiu destinat comercializării cărnii. 30 de metri pătrați, atât au ajuns să coste în Piața Mare. Toate aceste prețuri se regăsesc în prețul final al alimentelor pe care noi le achiziționăm de aici. O tarabă de 1,20 m pe 70 de centimetri costă 1.600 de lei pe lună. La fel, nu știu cum își imaginează cei de la Urban că ar putea cineva, un producător local, să vină să-și vândă marfa și să beneficiem cu toții de aceste produse extraordinare. La noi... Cele de cartier. La noi pe... nicio problemă. Pe mesele noastre, în condițiile în care practic sunt alungați atât comercianții prin prețurile prohibitive pe care trebuie să le plătească pentru a putea să-și vândă marfa, dar și clienții care, așa cum bine spuneați în începutul emisiunii, sunt nevoiți să plătească un preț destul de mare la parcare. Acum vă întreb ceva. Pe modelul taxe și impozite locale mai ieftine pentru cine plătește cu cardul, aici e o diferență de plată? Nu, aici nu există bonificația aceea și diferența de 2% față de cei care merg să plătească la ghișeu, pentru că așa e la noi în Piatra Neamț. Cei mai în vârstă, care probabil nu se descurcă, și chiar acum am avut această demonstrație,
că un simplu parcometru le-a creat dificultăți, sunt nevoiți să plătească mai mult, tocmai din aceste cauze. Ținând cont totuși că în Piatra Neamț sunt 29.000 de pensionari astăzi când vorbim și chiar nu cred că toți se descurcă atât de bine cu aplicațiile și cu tehnologia. Da, ca să revenim la piețe, este foarte important, mai ales că parcurgem toate aceste crize de ceva vreme, fie că am vorbit de criza pandemică, fie că vorbim de război, de criza energetică și cu speranța în Dumnezeu nu mai parcurge și altele, pentru că vedem cam care este contextul geopolitic actual. Nu putem beneficia de ceea ce natura, până la urmă, ne oferă, fie că ne referim la produse și ele sunt sezoniere, de la bananele urzici la fructele de pădure, și noi eram obișnuiți în Piatra Neamț ca zonele limitrofe să ne furnizeze toate aceste produse sănătoase de care noi puteam să ne bucurăm. Ori trebuie create condiții în piețe pentru ca acești oameni să le comercializeze acolo și noi, pietrenii, să ne bucurăm de ele. Am fost săptămâna trecută la Dobreni, unde un om gospodar, un om extraordinar, cultivă pe un hectar de solarii tot ceea ce înseamnă verdețuri de primăvară și apoi sezonier, roșii, castraveți, și încheie toamna cu varză. Și mai are 16 hectare în câmp, tot așa, pe care le cultivă irigate, pe care nu le stropește cu pesticide, folosește doar insecticide atunci când situația o impune și când bolile specifice care pot ataca plantele o cer. Ei bine, toți acești oameni muncitori și harnici care ar putea să ne ofere nouă aceste produse nu au acces așa cum s-ar cuveni în piețe. Destinația acestor piețe totuși fiind ca ele să deservească municipalitatea, să deservească cetățenii și nu un grup restrâns de oameni care le păstoresc de ceva timp și care vedem că le-au adus în situația în care unele să fie închise și în conservare, altele să arate ca după război, ori altele să fie părăsite pur și simplu de comercianți. Ce au mai reclamat comercianții, spre exemplu, din Piața Centrală, a fost că la ora 16:30, spre exemplu, asta iarnă piața se închidea, adică exact când cei care mai sunt încă activi puteau este la serviciu, da, și ar fi putut să meargă să-și facă cumpărăturile acolo, că instalațiile de climatizare, fie că vorbim de căldură iarna, fie că vorbim de frig, de aer condiționat vara, nu funcționează. Ele funcționează numai invers. Da. Iarna este frig și vara este cald. Dar funcționează, adică se face o compensare. Și toate aceste probleme fac ca, practic, aceste locații care ar trebui să fie, așa cum spuneam, pentru cetățeni și la dispoziția lor, să nu fie funcționale. Nu știu cine are de câștigat, pentru că îmi pare rău să o spun, dar nu e nevoie să vin în piață ca să cumpăr marfă pe care o găsesc și la hipermarketuri. Sau să cumpăr piață de la același angrosist. Exact, toată. Sau de la același angrosist. Și de aceea cred că prioritate, și asta țin neapărat să facem din momentul când vom conduce primăria, să aibă prioritate toți producătorii din zonele limitrofe. Există un birou în primărie care se ocupă de acele certificate de producător, celebrele certificate. Eu știu sigur că sunt în piață comercianți care n-au văzut în viața lor cum arată un strat cu ceapă, cum și mai grav mi se pare că există unii care n-au, nu știu, probabil pe unde se mulge oaia, ca să vorbim așa. Lăsați că mai știm și un președinte de Consiliu Județean care nu știe pe unde se mulge vaca. Și și-a muls-o, poate, dar din spate. Nu se poate ca pe Valea Muntelui niște oameni să trudească, să stea în niște condiții meteorologice de multe ori grele, în frig, în ploaie, și să vândă marfa de acolo un pic mai mult de jumătate din prețul pe care noi îl regăsim la raft. De aceea, prioritate trebuie să aibă toți acești oameni care muncesc, iar cetățenii să beneficieze de toate aceste produse sănătoase, ținute în condiții bune, astfel încât calitățile lor organoleptice să nu fie afectate, și la prețul real, pentru că
Am văzut foarte multe știri și povesteam și cu acest domn deosebit care muncește aici lângă orașul nostru și îmi spunea că de multe ori marfa pe care el o produce ajunge și la prețul dublu în pe tarabele din piață. Deci este inadmisibil și de asta cred că e o măsură simplă care ar putea să rezolve o problemă serioasă și anume hrana și prețul ei și nu în ultimul rând calitatea produselor pe care noi le consumăm. De aceea piețele cred că vor fi unul dintre principalele obiective pe care ne dorim să le facem funcționale și să funcționeze într-un mod corect, atât pentru cetățean cât și pentru comercianți. La Piața Mărăței v-ați gândit să o redați circuitului sau acolo găsim altă soluție? După cum bine vedeți și vedem, vedem cu toții, are apărut o modă prin toată țara cu piețele volante care funcționează în weekenduri, care e bine, toate aceste locații pe care noi le avem și pe care nu le fructificăm, cred că pot folosi cu succes atât în acest scop, dar mai ales pentru a nu-i mai determina pe cetățeni să parcurgă jumătate de oraș sau tot orașul ca să meargă să-și achiziționeze hrana. Adică dacă tot am gândit acest sistem smart, inteligent de trafic, poate ar trebui să ne gândim să le creăm posibilitatea celor care locuiesc în Piatra Neamț să nu fie nevoiți să-l folosească. Să-l folosească, dar să-l întorce și să aglomereze arterele rutiere pentru probleme ce se pot rezolva acolo, în cartierul lor, în proximitatea locuinței. Da, nu pot să nu vă spun o chestie apropo de piețe. De exemplu, vă dau un exemplu. Piața Mărăței, la un moment dat, s-a închis. Dom'le, a trecut de la urban la primărie, pe mine asta m-a deranjat cumplit la vremea aceea, după ce s-a închis, oficialia s-a închis. În realitate a mai funcționat vreo 7-8 luni de zile, acolo cu niște crâjme. M-am interesat la primărie, la celebrul serviciu patrimoniu. E, cum e treaba acolo? A închisă. Bun, dar ăia cum funcționează? Păi zice, noi n-am preluat niciun contract. Da, ați preluat piața? Da. Păi și fără contracte? Fără contracte. Ei au funcționat 8 luni de zile, fără să plătească nimic, nicăieri. După care au fost închiși. Acum îmi pare rău că au fost închiși, pentru că acolo chiar nu mai e nimic, în afară de niște băieți care dorm noaptea acolo, că n-au unde dormi în altă parte. Eu vă îndemn să vedeți ce s-a întâmplat cu Piața Dărmănești. Cât din Piața Dărmănești a fost vândut, în ce perioadă, cui și pe ce prețuri. La fel și în Piața Precista. Adică sunt niște lucruri extrem de interesante când vorbim de piețe. Da, mă rog. La Societatea Urban am văzut că acum a reușit din bugetul alocat și este unul generos, dacă nu greșesc, când s-a votat bugetul acum 2 luni, cred că era vorba de vreo 8 milioane de lei. 9 aproape, da. Destinați spre 9. Destinați pentru flori și am văzut că probabil la început din acești bani se cumpere și celebrele 1000 de magnolii. Societatea Urbană în insolvență de 9 ani de zile. Mai mult decât atât. Dacă e să calculăm doar banii încasați de administratorul judiciar, cred că o să avem surpriza să constatăm că s-ar fi putut reface una dintre piețele de cartier cu banii ăștia. De asta zic, trebuie un pic de normalitate, nu nimic altceva. Haideți întâi să nu mai punem carul înaintea boilor, nu mai facem flori, să dărâmăm toată casa, că e o problemă și de urbanism. Vorbeam cu cineva, cu un profesor de arhitectură din Barcelona, care dorește să ne ajute și care își pune toată competența pentru a ne da niște idei despre cum ar putea fi îmbunătățit, până la urmă, din punct de vedere urbanistic, orașul nostru și o să le și prezentăm în perioada următoare. Ei bine, îmi povestea că nicăieri în lumea asta nu s-a început o astfel de, să-i spunem, reorganizare, dacă poate fi numită în felul acesta, în tot orașul. A spus, oamenii sănătoși fac niște proiecte, le scot la concurs, pentru că trebuie să ai o astfel de abordare dacă vrei performanță și pe această zonă. Apoi se începe cu unul din cartiere,
se termină și apoi se începe cu altul. Se adaptează soluțiile dacă ceva nu a mers, se îmbunătățesc, dar nu dintr-o dată dărâmăm toată casa și după aia nebunim cu toții, ne isterizăm că nu mai putem sta la noi în casă. Toate trebuie să aibă o cursivitate, trebuie să facă cu cap gândit și de către niște specialiști. Din păcate, ceea ce se întâmplă de 3 ani și jumătate arată un haos generalizat care a creat disconfort și, după cum se vede, și pierderea multor bani, cred, în final, pe care îi vom plăti noi, nu cei costurile care acelea neeligibile. Costurile neeligibile, da. Bun, pentru lucrările de care se plânge toată lumea că au fost înfrânate, că au fost blocate, că au fost... Nu știu, n-am auzit pe nimeni să facă o plângere concret la parchet. Domnule, cutare, entitate, partid, persoană, instituție, director, prefect. Domnule, ne-au blocat, ne-au făcut, ne-au interzis, ne-au... Nu există decât aceste vorbe fără nicio susținere și nu răspunde nimeni. Dar cred că a venit timpul ca nu doar cei care execută să răspundă și cred că trebuie și soluțiile tehnice să fie un pic verificate și la proiectanți să se ajungă, adică peste tot. Când își asumă cineva un astfel de proiect, de la cap la coadă, să existe totuși și o răspundere. Și vorbeam de acele clauze în trecut, nu ne-a prezentat nimeni de la primărie ce se întâmplă. Dom'le, când au întârziat aceste lucrări, cine va plăti toate aceste întârzieri? Faptul că vom fi nevoiți să nu mai să suportăm o parte de cofinanțare mai mare, nimeni nu dă aceste explicații, toți se plâng, că îi blochează. Ba o instituție, ba un partid, ba plângere imediat dacă există cineva care chiar ne blochează aceste investiții. Să vedem și noi cine este. Domnul Adrianiță, candidat la primăria Piatra, la funcția de primar, vă citesc o știre. Pe mine m-a lăsat paf, mi-a trimis-o un coleg acum. Rețelele de apă din Sibiu sunt modernizate fără spargerea și închiderea străzilor. Țevile sunt curățate și reparate de roboți care sunt introduși în interior. Costurile sunt cam aceleași, dar fără disconfort. Bine. Nu e robotul Ion, nu? Nu e robotul Ion. Robotul Ion se ocupă cu altceva, vă rog frumos. El stă de vorbă cu prim-ministrii, cu... Are treburi serioase, da, nu se ocupă cu... Deci, la diferite intervale, o să vă țin un pic, au fost săpate gropi de acces la rețeaua de apă, guri prin intermediul cărora câteva echipe de muncitori ajung la țevile golite de apă. Cu ajutorul unor camere video montate pe roboți, roboți mai micuți probabil, este inspectat mai întâi interiorul rețelelor. Apoi, țevile sunt curățate cu jeturi de mare presiune. Sunt curios cum s-ar putea băga un jet de mare presiune la țevile de la noi, dar mă rog. De depunere acumulate de-a lungul timpului, după care urmează o nouă inspecție. După care, în țevile astfel curățate, este introdus o compoziție de fibră de sticlă și polietilenă, plus alți compuși care, cu ajutorul aburilor împinși la temperaturi și presiuni înalte, transformă compoziția într-o peliculă care simulează pe interiorul vechii conducte. Practic, este construită o conductă nouă în cea veche, fără ca străzile să mai fie sparte pe toată lungimea. Cel care se ocupă spune, domnule, costurile la final sunt cam aceleași, dar nu mai e deranjul. Sunt curios de ce în alte orașe se poate să gândim și la modalitatea asta de a schimba acolo unde e posibil. Că nu poți să schimbi un cior, să-i faci țeavă din nou, dar unde e posibil. Sau să duci analizele medicale cu drona în alte zone, iar noi stăm și ne căcăim, parcă suntem față de aceste exemple în Evul Mediu. Este exact ceea ce vă spuneam. De asta am și încercat să întăresc. Nu putem să dărâmăm la propriu tot orașul, să începem de la grădini publice, poduri, străzi, țevi, stații, stranduri, tot. Nu mai e nimic în picioare, totul e dărâmat. Nu știu dacă există ceva cu termen de execuție care să fi fost dus până la final și să spunem, domnule, acesta este un proiect, în afară de sediul de partid de pe Republica Alpenilor, care știm clar că a fost reabilitat, modernizat și e gata. Dar în rest, iluminatul, când a fost finalizat, ne-a râs o țară întreagă pentru că am luminat cerul, erau întoarse lămpile invers. Străzile arată cum arată, pista de biciclete e plină de stâlpi. Erau pe stare de necesitate. Da. Să vadă pe cei din cer. Pe principiu că tunericul vine din cer și atunci trebuie să lumineze. Da. Ei bine,
Nimic nu este ca... Vorbeam chiar zilele trecute. Nu găsim 50 de metri liniare în municipiul Piatra Neamț despre care putem spune, domnule, ăștia au fost făcuți ca la carte. Din toate punctele de vedere. Modul în care a fost realizat pavimentul, cum s-au săpat, borduri puse la linie, la iem, la ce vreți. Nu există în orașul ăsta. Peste tot unde mergi, totul e o paragină. Aleile printre blocuri arată cum arată. Mobilierul stradal este praf. Dar prin tot orașul, în afară de câteva zone din centru, oamenii, pietrenii, nu locuiesc numai în centru. Există și în Dărmănești oameni, există și în Mărăței, și în Precista, și ei au nevoie să simtă că sunt sărbători. Iarăși un aspect care poate, pe care mulți nu le-au în seamă. Dar unii n-au nici iluminat stradal astăzi când vorbim la unele ore din zi. Adică trebuie să ținem cont de toți cetățenii și trebuie făcute lucruri cu cap, dar nu poți să le faci cu cap dacă tu ai rotit între ani și jumătate vreo 20 de consilieri personali aproape. Asta arată, de fapt, calitatea managementului și competența celor care ne conduc în momentul de față și pentru care îmi pare rău, dar plătim lunar în jur de 25.000 de euro, dacă vorbim doar despre primar, doi viceprimari și un city manager. Acestea sunt costurile. Pentru a nu avea nimic, nu avem nevoie de acești oameni. Nu trebuie să-i plătim, că nu s-a întâmplat nimic în oraș. Parcuri lăsate cu bălării care cresc în ele, acolo în Dărmănești, lângă cimitir, nedate în folosință, 2,3 milioane de lei, dacă nu mă înșel, sume exorbitante. 1 milion de euro pentru grădina publică, pentru care, ce să vezi, tocmai a fost premiat proiectul, am ajuns acolo să premiem proiecte doar ca să ieșim cu ceva înainte de alegeri. Nu putem premia la final. Am văzut că în proiect, spre exemplu, dacă tot au vorbit și au premiat proiectul, arăta într-un fel, iar acolo înăuntru era o baracă cu niște scânduri puse pe ea care nu avea nicio legătură cu imaginea din proiect. Bun, da, acolo se merge, fiind toată gala asta de premiere, cred că e de la Ministerul Energiei. Și se merge... Nu știu de la ce. Deci parcă Ministerul Energiei este tăticul chestii astea și am zis că probabil a fost prognozat, premiile astea au fost date precum prognozele de dezvoltare energetică ale țării. Asta e posibil, da. Adică, da, na. Nu putem premia proiecte sau măcar dacă le premiem să arate și în realitate cum sunt în proiect. N-are nicio legătură ce am văzut acolo cu realitatea. În condițiile în care deja se fac 3 ani de când această grădină este închisă, cu multe promisiuni, ne-am apucat acum să cumpărăm magnolii, spunem, prin tot orașul. Unde să le punem? În gropile de pe străzi? Că peste tot unde mergi, oamenii sunt nemulțumiți. Eu nu întâlnesc pe nimeni care să-mi spună, domnule, sunt mulțumit de ceea ce se întâmplă. Tot ceea ce se face este haotic și se implementează foarte defectuos. Bun. Acum, ați fost eliberat, ca să spun așa, de grijile prefectului. Da. O întrebare care pe mine mă bântuie de mult, nu are nicio legătură cu asta. Când s-au produs schimbările acestea de viceprimari la primăria Piatra Neamț, ați analizat aceste schimbări și ați văzut că sunt ok sau meritau atacate? Cred că am primit, ca să nu exagerez, cel puțin 100 de mesaje și telefoane pe această temă. Așa cum am procedat timp de 2 ani și ceva. De asta vă întreb, ca să lămurim o chestie, pentru că multă lume spune, băi, ce nu le-a atacat, că vezi, doamne. Da, imediat o lămuresc. Cum timp de 2 ani și ceva nu am intervenit o singură dată sau vreodată pe lângă vreun coleg pentru a-i solicita să ia o decizie în vreun sens sau altul, la fel s-a întâmplat și acum. Cei de la legalitate, respectiv persoana care se ocupă de UAT, de municipiul Piatra Neamț, a avut o decizie semnată, contrasemnată și de către șefii ierarhici superiori, care a ajuns la mine ca atare. Adică, am intervenit în niciun fel niciodată, așa că n-aveam de ce să o fac nici acum. Într-adevăr, modul în care s-a produs atunci această schimbare, să-i spunem, în avalanș, așa. A creat foarte multe discuții, pentru că rapiditatea și viteza cu care și-au dorit să o implementeze a dat nașterea acestor discuții. Dar dincolo de ceea ce se vede în spațiu public și vedem cu toții, de emoțiile create și ceea ce se mai întâmplă,
documentația pe care au primit-o în spate i-a determinat pe acești colegi să ia decizia respectivă. Așa încât n-am de ce să comentez decizia lor, cum n-am făcut-o niciodată în acești 2 ani și aproape și jumătate. Da. Vorbiți-mi un pic, ca să veniți la primărie și imaginea pe care o descrieți dumneavoastră dă senzația unui oraș în care trebuie luate măsuri după aceea radicale, dar și corecte. Cu ce echipă veniți? Țin foarte mult la acest aspect și o să vă explic și de ce, pe cât de scurt posibil. Foarte mulți salariați ai primăriei și credeți-mă când spun foarte mulți, cred eu că peste 60 de persoane înseamnă mult. Se plâng de ceea ce s-a întâmplat în primărie în ultimii 3 ani și jumătate. Și în principal de faptul că sunt unele zone care au fost populate cu prietenii și pilele partidului, celor care conduc primăria, și care îi umilesc, îi tratează așa cum nu se cuvine pe acești oameni muncitori, oameni cu experiență, care au în spate niște ani de muncă și care se simt acum umiliți și în bătaia de joc a unora care stau la program probabil uneori 2-3 ore pe zi. Și asta pentru că au o relație bună cu șefii, pentru că e posibil că atunci când au ajuns în instituție să fi fost și ajutați și dacă ei au fost ajutați au și răspuns ajutorului în vreun fel, fapt ceea ce le creează un ascendent asupra șefilor și nu mai pot fi trași de mânecă atunci când greșesc și își permit. Ei bine, toate aceste lucruri, și mai vorbeam într-o emisiune chiar la dumneavoastră, îți dai seama foarte simplu care sunt pile, pentru că ăia sunt cei mai frecvenți și fervent distribuitori a tot ceea ce pune șeful pe internet. Dacă șeful astăzi iese și aruncă un sâmbure și va lăuda acel sâmbure spunând că din el va crește o magnolie cu 12 brațe, ei bine, toate pilele vor distribui în secunda 2 ceea ce a postat șeful. Oamenii care stau la muncă și își văd de treabă n-au grijă asta. În schimb, pilele sunt primii care distribuie, laudă, fac de sărbători ode și imnuri pentru primar și au tot felul de alte preocupări în afara celor din fișa postului. Ei bine, din acest punct de vedere, lucrurile trebuie să fie îndreptate. Oamenii buni și corecți și harnici din primărie trebuie susținuți, iar ceilalți trebuie să-i ajutăm să-și regăsească vocația lor pe care probabil că o au, talentul sau menirea pe care o au din punct de vedere profesional. Apoi, sunt niște aspecte legate de primărie și le vom lua simplu, așa le vom descrie. Primăria, în momentul de față, nu are în sarcina sa bugetară cheltuieli legate de bibliotecă, de Teatrul Tineretului, de muzee, care sunt toate aceste obiective în subordinea Consiliului Județean și sub finanțarea Consiliului Județean, adică de foarte... de sănătate, de transport, pentru că societatea este tot la Consiliul Județean și atunci ne întrebăm dacă nu ai în sarcina ta bugetară toate aceste obiective pe care multe alte municipii le au și le plătesc din banii publici. Cu ce te mai ocupi tu, Primăria Piatra Neamț? Curățenie pe străzi n-avem, siguranță n-avem, în schimb sunt pândiți cetățenii și amendați dacă fac curățenie în jurul blocului și pun lângă pubele, pentru că nu există altă posibilitate, gunoiul care ar trebui să fie luat de către cei de la firma de salubrizare. Taxa la gunoi a ajuns 20 de lei și plătim, și mai spuneam acest lucru, inclusiv selectarea, dar am date de la Garda de Mediu că Piatra Neamțu are grad de selectare 4,8% și vom contribui și noi astfel, vrem nu vrem, la penalitățile pe care România le va plăti pentru că vom intra în infringement și atunci nu știe nimeni și nu ne povestește nimeni din primărie. Dom'le, dar dacă plătim taxa asta, care-i contractul cu firma de salubrizare și de ce avem 4,8% selectare? Că noi plătim bani. Iau ăia bani și pe selectare, nici nu le selectează și suntem cu 4,8%, folosesc în vreun fel și mai câștigă încă o dată bani. Deci despre asta este vorba. Poliția locală stă să urmărească numai parcările
și oamenii care fac curățenie în jurul blocului, cum spuneam, sau dacă duce cineva o cutie lângă pubelă, când nu mai încape înăuntru, îl sună, se uită pe camere și îl amendează. Deci, trebuie să reintrăm în normalitate și să funcționăm corect pentru cetățeni, în primul rând, nu pentru un grup de oameni, că nu ăsta e scopul primăriei. De asta cred că e foarte important și spun de corectitudine ca, într-adevăr, cei care conduc primăria să aibă grijă un pic de oraș, să aibă empatie, cum spuneam, să aibă respect față de cetățeni. În momentul de față, orașul nu oferă nimic. Nici celor 29.000 de pensionari despre care vorbeam, nici celor 16.000 de copii. O să avem niște proiecte interesante pe care le vom prezenta și nu le detaliez acum pentru că, așa cum spuneam, lucrăm cu o echipă de oameni minunați condusă de acest profesor de arhitectură român din Barcelona, care ne ajută și care împreună va realiza cu echipa sa pentru noi, pentru a pune în practică viziunea noastră, ceea ce ne dorim să construim și le vom prezenta în detaliu. Dacă ai idee, vârstnicii sunt complet uitați și nu mai revenim la problema bonificației, care e o chestie mai mult decât de bun simț și o bătaie de joc la adresa lor. Dar astăzi, când vorbim, dacă își doresc să se întâlnească undeva, să socializeze, să poată să se recreeze, nu au unde să o facă. În strand nu au condiții, deși s-au aruncat vreo 100.000 de euro pentru 4 grătare acolo. N-am înțeles cum au calculat și au făcut aceste calcule. Transportul în comun nu e satisfăcător pentru că foarte mulți reclamă, spre exemplu, orarul de pe trasee, stațiile care lipsesc, spre exemplu, de la piață până la stația de salvare, nu există o altă stație. Și oamenii care stau în zona respectivă trebuie să meargă pe jos, pur și simplu, pentru că nu s-a gândit nimeni să mai pună o stație intermediară acolo. Adică probleme care nu sunt din spațiu cosmic, dar care îmbunătățesc calitatea vieții tuturor cetățenilor și la care nimeni nu se gândește. Da, acum ați vorbit de echipă, că aveți o echipă. Dați-mi câte... De unde plec? Alegerea consilierilor unui primar, ai partidului, da? Merg în echipa primarului. Este esențială. S-a văzut și acum. Deci PSD-ul a pierdut niște consilieri. Nu mai vorbesc eu de modul în care s-au desfășurat lucrurile în ședințele de Consiliu Local, că vremuri trecute deja. Mai știți când povesteam și spuneam că nu funcționează cum trebuie și au sărit toți în sus și erau ofuscați și deranjați că mi-am permis să spun așa ceva? E bine, n-a durat mult și s-a și demonstrat. Bun. Cum alegeți acum consilierii? Și poate îmi dați și niște nume. În primul rând, pentru că ați vorbit de echipă, clar vă spun și vă reamintesc că de asta am început cu cei din primărie. Echipa va îngloba oamenii buni din primăria Piatra Neamț. Pentru că, așa cum spuneam, oamenii cu experiență, oamenii care știu administrație, oamenii pe care s-a clădit până la urmă și acest oraș, trebuie să fie în această echipă, fără pile. Apoi, Dragoș Chitic, care are experiența sa în administrație și care a lăsat moștenire actualei conducere a primăriei, proiecte, 23 de proiecte în valoare de 154 de milioane de euro, va face parte din echipă și eu cred că ar fi un foarte bun city manager. Și o să vă spun de ce. În primul rând, ar face mult mai ușoară această trecere și acomodare, pentru că a lucrat deja cu foarte mulți din primărie, pentru că este un om echilibrat, pentru că știe administrație și pentru că ar putea să aducă un mare plus din acest punct de vedere. Deci, în primul rând, echipa se va baza pe oamenii buni din primărie, oamenii muncitori cu experiență, care acum sunt umiliți, pe Dragoș Chitic, pe care eu îl văd ca city manager și probabil pe doi viceprimari, care sper eu ca rezultatul pe care îl vom obține pe 9 iunie să ne ofere posibilitatea ca într-o majoritate
suficient de largă cât să permită conducerea primăriei, fără a mai angrena foarte multe formațiuni, să avem și, nu știu dacă amândoi viceprimarii, pentru că e greu de crezut și sunt realist, nu putem lua 50%, dar măcar unul dintre ei va fi tot de la PSD. În ceea ce privește echipa de consilieri, am ales oameni buni în profesiile pe care le exercită, în munca pe care o fac, și am spus de la început, de când ne-am lansat în această bătălie, că nu mă interesează oameni cu foarte multă experiență politică, ci mă interesează oameni înnobilați cu sentimente sociale, și vorbeam eu și tot repet de respect față de ceilalți, de empatie și de iubire față de orașul nostru. De aceea nu veți regăsi nume sonore, ca să spunem așa, în afară de câțiva colegi pe care îi mai cunoașteți din zona politicului, dar o să regăsiți profesori, o să regăsiți medici, o să regăsiți ingineri, oameni care chiar pot să ajute din acest punct de vedere, oameni de bună credință, îmi place mie să cred, și oameni onești și care să iubească orașul Piatra Neamț. Înțeleg că v-ați gândit așa pe domenii, să aveți, da, oameni. Vedeam o postare la dumneavoastră cu domn profesor, pe care eu îl spun că încă mai menține sportul cumva, cât de cât. Sportul e o problemă de care ne vom ocupa, pentru că nu doar că am experiența anilor petrecuți la direcția de sport, dar avem o tradiție fantastică în spate, fie că vorbim de volei, de handbal, de echitație, de ce nu, de fotbal, de canotaj. Avem sporturi cu tradiție pe care astăzi nimeni nu le susține din administrația locală. Și cred că e păcat, pentru că vorbeam de cei 16.000 de copii care astăzi, dacă ies din casă, în afară de a se plimba până la mall sau eventual de a fi expuși tuturor pericolelor care se află prin baruri sau prin alte locații nepotrivite, să le spunem, pentru vârsta lor, ar trebui să fie sub supravegherea unor specialiști și ar trebui ca cei care sunt activi să-i știe în siguranță de la ora 14 când termină orele de curs până la 17-18 când părinții lor ajung acasă. De aceea avem baze materiale, avem tot ce ne trebuie, avem tradiții, avem oameni cum este și domnul profesor, despre care tocmai vorbeați, despre Ovidiu Țoc. Ovidiu Țoc, da. Am vrut să spuneți dumneavoastră numele, ca da, să nu... Și mă bucur că astfel de oameni au ales alături echipei și o să vedeți că o să facem, într-adevăr, din administrația municipiului Piatra Neamț, o administrație care să își iubească proprii cetățeni și din toate punctele de vedere, fie că vorbim din punct de vedere economic, social, cultural, avem posibilități fantastice. Și mai vorbeam și cu altă ocazie, sunt peste 300 de cadre universitare în momentul de față în toată țara, originare din Neamț. Nu s-a gândit nimeni, luând spre exemplu modelul Petroșanului, care este un oraș mic de mărimea poate asemănătoare orașului nostru și care are o comunitate între 3.700-4.000 de studenți anual, care îl țin în viață și nu numai atât, dar îi oferă posibilități mult mai bune în ceea ce privește forța de muncă și multe alte beneficii pe care le ai odată cu dezvoltarea unui astfel de fenomen mic. Avem și noi câteva încercări cu Academia de Muzică Gheorghe Dima, dar trebuie un pic mai mult și trebuie să-i susținem. Academia de Studii Economice și... Da. Parcă și, da, cam trebuie așa, să-i susținem un pic mai mult, pentru că sunt, eu sper și sunt convins, dintre aceste câteva sute de cadre universitare, oameni care s-ar întoarce în Piatra Neamț, pentru că iubesc locul acesta, dar nu pot să-i chem în ceea ce se întâmplă acum în orașul nostru. Un cadru universitar bun nu poate să vină în Piatra Neamț și să trăiască în haosul care este acum în orașul nostru. Apoi, dacă ne referim la cultură, suntem județul care se află pe locul 3 ca număr de monumente istorice la nivel național și pe locul 2 din punct de vedere al densităților raportat la suprafață,
iarăși un fapt care nu este suficient exploatat și care împreună cu Consiliul Județean și sper eu cu Vasilică Harpa, dacă Dumnezeu ne ajută și câștigăm și Primăria Piatra Neamț și Consiliul Județean, împreună pot fi realizate. Apoi, pe partea de sănătate, sper ca în curând să avem semnat și acel contract pentru nou spital, pentru că știu că sunt discuții și s-ar putea în scurt timp să se întâmple și acest lucru, ceea ce ne-ar mai rezolva încă o problemă acută, din păcate, așa cum mă bucur că autostrada A7 avansează foarte rapid și la anul sunt convins că vom putea circula în condiții moderne de la Piatra Neamț atât spre București sau spre alte zone din proximitatea acestui drum foarte important pentru dezvoltarea Moldovei și a zonei noastre. De altfel, de curând, premierul, guvernul a alocat 600 de milioane de euro pentru aceste lucrări. Chiar săptămâna trecută, dacă nu greșesc. Circulă un zvon și în măsura în care mi-l puteți confirma sau nu, cum că semnarea contractului pentru nou spital s-ar putea face și în prezența premierului la Piatra Neamț. Este un zvon destul de credibil și e posibil să se întâmple în acest mod. Am auzit în ultimele zile, dar în perioada asta de precampanie, zvonurile de tipul ăsta trebuie confirmate înainte de a le transmite mai departe. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea mulțumesc de astăzi. Aștept cu nerăbdare să discutăm pe proiecte. Și eu vreau să le aduc, să le prezentăm. Asta aștept și o să nerăbdare. Prezentăm și imagini și randări absolut. Și absolut tot ceea absolut. Ce este necesar, pentru că o să vedeți, avem niște proiecte deosebite care nu vor face poate din Piatra Neamț Barcelona sau alte orașe frumoase ale lumii. Nu, că ar trebui să investim prea mult în fotbal. Dar o să facem un oraș frumos în care să ne placă să trăim în fiecare zi. Vă mulțumesc, numai mulțumesc bine. Și eu. O să ne mai întâlnim cu domnul alți candidați ca să fie lucrurile foarte clare. Cineva spune că eu zâmbesc. Asta e. Când faci emisiuni de genul acesta, câteodată mai și zâmbești. Sau zâmbești de cele mai multe ori. Câteodată aprobator, câteodată dezaprobator. O să vă dăm motive să zâmbiți în fiecare zi, după 9 iunie. Vă mulțumesc, numai bine. Cele bune, oameni buni, să ne vedem sănătoși la următoarea emisiune. Numai bine!